Bună seara, doamnelor și domnilor, domnișoarelor, dragi băieți, pentru că avem de toate vârstele cititori, auditoriu în această seară și vă spun la mulți ani de pe acum, o să vă spun și la finalul întâlnirii. Iată că în săptămâna, în zilele care preced nașterea Domnului, Irina Grința și Cătălina Remia au venit cu un dar de suflet, dar de profunzime pentru noi toți. Căsuța visurilor. Pe Irina, așa am înțeles, așa a fost convenția, am să o las să-și conducă propria lansare de carte. Am să vă spun doar câteva cuvinte eu, lecturându-i cartea în format electronic, acum o văd în carne și oase de carte. Nu o cunoșteam pe Irina Grința, fac această mărturisire, îl cunosc însă foarte bine pe Cătălin Eremia și pot să spun că este Cătălin Eremia dintr-o anumită perspectivă, bărbatul ideal. În sensul că atunci când îi pozez în studio și sunt convinsă că sunt câte noastră doamnușoare care au pozat, ai senzația nu că vede prin tine, ci că vede în tine și că te ajută și pe tine să te vezi mai frumoasă. Și luați frumusețea cu conotația ei spirituală, în primul rând. M-am uitat peste ceea ce a scris Irina. Inițial n-am urmărit, când am citit cartea pe repede înainte, n-am urmărit echivalența dintre fotografie și text. Apoi am realizat că, de fapt, Irina a încercat să intre în spiritul fiecărei fotografii. Practic, această carte este în egală măsură cartea ei și cartea lui, nu cum s-ar crede că vine fotografia lui Cătălin ca să susțină un text. Dimpotrivă, avem aici o autoare care a încercat să rezoneze cu o altă structură artistică și cu un alt format artistic. Irina este, din câte am observat, înclinată către zona aceasta de melancolie, care totuși știe să se păstreze în echilibru. Am înțeles că în viața de zi cu zi trebuie să fie foarte puternică, este puternică, are copii frumoși și puternici, îi cunoașteți mai bine decât mine, are o minte epică, este contabil, este finanțist, așa că rămâi foarte uimit când îi citești textele lirice, de felul în care reușește să se extragă, să facă translația dinspre mintea epică înspre mintea lirică. Iar în această carte, ei îi reușește și într-o manieră proprie, originală, îmi permit eu să adaug, în sensul că intervine cu acea notă de, cum să vă spun, mă repet, dar încerc să nuanțez mai mult. Este melancolică, această căsuță este insula ei plutitoare, pe care te primește și nu te primește. Dar în clipa în care îți taie punțile, o face cumva zglobiu, cumva cu zâmbetul pe buze. Repet, cartea este foarte frumoasă, cartea este originală, tocmai prin faptul că autorul textului a încercat să-l ia de mână pe autorul fotografiei și să trăiască împreună, să rezoneze împreună pe o anume frecvență de undă. Ambilor felicitări! Și acum, dragă Marina, te rog să te iei microfonul și să faci ce ți-ai făcut să faci. Nu am făcut să fac nimic. Bună seara, în primul rând, mă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația de a veni și de a fi în această seară bună. Mereu am spus că atâta timp cât primim un dar este ideal să-l împărțim cu ceilalți. Nu am făcut fel de discurs. Când am avut lansarea cealaltă luna mai, mi-am făcut 3 discursuri, le-am tot schimbat. Mi-am dat seama că în momentul în care am ajuns în fața mulțimii nu mai știam ce voiam să spun. Am zis că n-am interesat să mai fac o grămadă de plan. I-am promis cu Cătălin că o să-l salvez și că o să vorbesc și în locul lui. Deci va trebui să mă răbdați ori doi. Le-am spun că dacă aveți ceva de reproșat cărții, trebuie să mă viniți pe mine, pentru că el, neputând să se ocupe de coordonarea aceasta pe partea de editare, eu nu știu ce să cer și sunt anumite imperfecțiuni la fotografie. Îmi pare rău pentru el, pentru că știu că este foarte, foarte pretențios cu munca lui. Mi-aș fi dorit să fie ceva superior, probabil că e greu la noi în țară. Adică avem o viziune, dar e greu să ne ținem de ea depus în practică. Și aș vrea să vă argumentez puțin de ce am ajuns la acest format de carte. De-a lungul timpului, eu în esență dăruiesc. Sunt foarte tare să dăruiesc. Fac, de când eram copil și n-aveam ce să dăruiesc, poate nu permiteam, poclățam pe și fel de lucruri ca să pot să dau celor din jurul meu. tot ce se putea da. Și de-a lungul timpului am apelat la astfel de cărți pentru a îmi împlini această nevoie de dar, în special la persoanele cărora le-am cam tot dat, de toate. Da, le-am tot dat, exact cum spun și în începutul acestei cărți, dăm obiecte, dăm îmbrăcăminte, dăm un parfum, la un moment dat nu mai știu ce să mai dăm. Atunci când am avut, eu știu, un doctor la care am simțit nevoia să-mi arate cunoștința, sau poate un profesor, sau poate au fost persoane cărora pur și simplu nu-mi venea în minte ce să le doresc și atunci am apelat astfel de cărți. Deci aveam în minte de foarte mult timp, aveam formatul acesta. Și mi se pare foarte interesant, extrem de interesant și de-abia astăzi am realizat, când Cătălin i-a arătat cartea tatălui lui, eu nu am știut până nu l-am contactat pe Cătălin și i-am cerut acceptul de a folosi fotografiile lui, că tatălui scrie. Și când mi-am maturisit că l-a sunat de 20 de ori astăzi, să-i spună despre carte, să aibă grijă, cum se prezintă, să fie punctual, mi-am dat seama ce mare împlinire este pentru un tată, să-și vadă copilul, să-mi uitați, nu mai piele de găină, să-și vadă copilul cu asemenea realizare. Mie mi s-a pus bata brusc să fac această carte, pur și simplu mi s-a năzărit și am ajuns, mă întorc oarecum de unde am plecat, am ajuns la acest format, mi-am dat seama că oamenii nu mai citesc, indiferent ce aș încerca să le ofer, am încercat să le ofer, uitați, acolo am niște monstre, am plecat de la o carte mai mare, am făcut un pic mai mică și mai mică și tot nu citesc oamenii, pur și simplu, și de adulții, deși își arată interesul oarecum pentru scrierile mele, primesc așa în particular anumite aprecieri, mă scuzați că acum nu apelez la modestie, și la fel și pentru copii, am încercat mai multe variante. Eu am exemplele mele în casă, nu știu cum să-i mai oblig să citească și cum să facă, și atunci am zis ok, hai să o scurtăm și mai mult, să o facem și mai mică, să-i punem și poze. Știți că atunci când eram mici, de regulă, dacă era o carte cu poze, bun, pe aceasta o citim, da? Deci îi punem și poze și oarecum am comprimat această povestioare de dragoste, cum am permis-o să o spun, am comprimat-o și am transformat-o într-un fel de pastile. Da? Deci nu mai fac un întreg capitol să citiți 15 pagini la un capitol să vă spun o idee principală, ci este o idee principală într-un paragraf, maxim două paragrafe. Și am încercat să o fac, poate vă uitați la filme mai degrabă decât citiți, ca să fac cumva o paralelă cu o carte mare, mare ca și volum, mă refer, dar să fac o paralelă cu un film, că poate la filme vom uita sau la telenovele. Am avut și o perioadă în care descoperisem un site pe internet și când simțeam nevoia să mă deconectez de acolo, mă uitam. Și am încercat să trec prin toate acele faze pe care fiecare dintre noi le-am trăit. Atunci când am avut o poveste cu dragoste, fie în adolescență, fie, eu știu, mai târziu, eu m-am păstorit foarte de tânără, poate că toți de aici știți că am copii destul de mari și sunt căsătorită cu soțul meu pe care l-am cunoscut la 16 ani și când aveam 20 de ani deja aveam primul copil. Astfel încât, să zicem că povestea mea reală este destul de lung de spate. În schimb, în mintea mea am trăit foarte multe povestioare din acestea, prin prisma personajelor care mi-au plăcut, fie din cărți, fie din filme. Și atunci am încercat în această carte să surprind tot așa, un fel de poveste, da? Unde ați văzut, când avem fiecare relația noastră, se întâmplă cu de toate. La început un pic de entuziasm, acum apare foarte multă așteptare, apare neliniște, nesiguranță, apare o singurătate care de multe ori este închipuită, da? Deci toate aceste etape. Asta am încercat să fac și eu în carte. Deși pare că sunt niște paragrafe pur și simplu disparate și oarecum, să zic așa, croșetate pe lângă fotografie, ele, dacă le iei de la capul al final, sunt o poveste. O poveste care, până la urmă, este cu happy end, este o poveste împlinită și am să vă argumentez de ce am ținut cu orice preț să fac acest lucru. Din același motiv pentru care am ținut să vin și cu copiii mei și am încercat să invit doi copii foarte talentați să vă prezinte creațiile talentelor, să vă prezinte. Mă scuzați, mă gândeam la o altă idee și mi-a fugit. Să vă arăt că sunt ei de talentați. Ați observat, am insistat pe ideea aceasta și la cealaltă lansare de carte, că suntem foarte debusolați, nu mai știu ce să mai urmărim. În general, în ziua de astăzi atrage foarte mult scandalul, ridicolul, atrage foarte mult tragedia, toate știrile sunt pline numai de așa ceva. Astfel încât nu mai știm exact ce să promovăm, după ce să ne uităm, ce să încurajăm. Iar eu consider că ar trebui Chiar dacă suntem cu doar câteva pietricele împotriva curentului, să ne canalizăm atenția exact pe aceste tipuri de energii, de vești, de stări de spirit pozitive. Și în sprijinul acestei idei am să vă aduc o descoperire. Îl cunoșteam mai de mult pe profesorul dr. Constantin Dulcan, însă nu citisem toate cărțile și mi-a fost mai ușor în timp ce făceam diverse activități să-i pun ca pe internet, găsești pe YouTube absolut orice. Orice vrei să asculti, pui acolo pe YouTube și el cântă, vorbește și tu îți vezi treaba ta. Și la un moment dat a spus un lucru foarte interesant, vis-a-vis de știrile care le spuneam puțin mai devreme, că le sunt foarte nocive, ne fac rău mental, ne fac rău fizic, dacă nu ne dăm seama, ne intoxică organismul și că oamenii au nevoie de iubire, au nevoie de gândire pozitivă pentru a se vindeca, pentru a nu se mai îmbolnăvi, pentru acea viață echilibrată și au nevoie de foarte mult optimism. Și a spus o chestie foarte interesantă care mi-a rămas în minte. A spus că oamenii și cei care trec prin momente foarte dificile și cei care au avut niște tragedii la activ, cum a fost tragedia de Clubul Colectiv despre care am scris în Costa de Vacanță, nu ar trebui să rămână ancorați în acea tragedie și în acea durere, ci dimpotrivă. Ar trebui să găsească cumva niște resorturi, să iasă din aceea și să-și reechilibreze, să se aducă bucuria și armonia în viața lor. Și următoarea frază mi-a atras atenția în mod deosebit, a spus așa: când te duci la seara la culcare, ar trebui să te gândești la lucrurile frumoase care ți s-au întâmplat, nu se insistă să spui, bă, ce mi-a făcut ăla, stai să iar să mă duc aminte, aolo, cum este situația respectivă, aolo, ce mă fac, aolo, n-am bani, aolo, sunt bolnav, aolo, aolo, aolo. Pentru că lucrurile acestea nu te ajută să ieși, mai mult decât atât te îmbolnăvești și mai tare. Și în sfârșit ajung la finalul, am tot pus la virgule, n-am făcut paranteze, dar am tot pus la virgule. A spus că oamenii care simt că nu au momente plăcute în viața lor, că nu au trecut prin niște experiențe care să le dea o stare de bine. Bună seara și bine ați venit, vă mulțumim. Ar trebui să și le inventeze, subliniez, da? Deci, efectiv, m-a impresionat. Pentru că de-a lungul timpului am zis așa, bun, eu am o imaginație foarte bogată, da? De când eram mic, eu scriu. Așa a fost la mine să fie, așa, totdeauna. Că erau compuneri, că erau doamna profesor Divicinte Cicila Paul Bădescu, este mama scriitorului Cezar Paul Bădescu, este de față și știe că mă aveam apucăturile acestea, nu mă puteai scoate. N-aveam ce treabă la liceu economic cu poeziile, da? Așa m-a fost totdeauna. Și la un moment dat stăteam și mă gândeam, bun, dar la ce trebuie, da? Deci o femeie cu 3 copii, să știți că nu este niciun merit că Roberta a ajuns unde a ajuns, dar oricine are mai mult de un copil, sau chiar și cine are un copil, vedeți ce mult înseamnă ca și volum de muncă, pur și simplu, nu neapărat că să facă, eu știu, copilul în sport sau eu știu altceva. Și atunci stăteam și mă gândeam, bun, am o secție de dimineață până seara, simțeam nevoia să scriu, era un fel de vadare pentru mine și ziceam, bun, la ce îmi trebuie mie să fac treaba aceasta? Ei, când am auzit această declarație a doctorului profesor, care este neurolog și, mă rog, are foarte multe scrieri din care putem să învățăm foarte multe, am zis, ei, de aceea. Deci de aceea eu nu am putut ascumpăra și am tot scris pentru mine și pentru ceilalți. Pentru că, într-adevăr, viața e plină de amărăciune. Fiecare dintre noi, seara, bine ați venit, vă mulțumim, trecem prin etape dificile. Am subliniat inclusiv în această carte. La un moment dat o să simțiți oarecum, nu știu, o supărare, o frustrare, o răceală, pentru că am vrut să fim mai aproape de realitate. De multe ori repet, dar noi așa se întâmplă. Și acum, eu știu, mai mult din auzite, că neavând atât de multe relații la activ, să mă laud eu să știu cam cum încep și cum se termină, în prisma ceea ce am văzut că trăiesc din jurul meu, că am avut o grămadă de prietene și știu cum au început și cum am încheiat lucrurile, am realizat că este inevitabil. Și am mai citit o carte foarte interesantă, care mi-a atras atenția asupra aspectului sinuozității stărilor de spirit ale omului, care sunt așa culpușuri și coborâșuri, și sublinia ideea că exact sunt mareele sub influența lunii, așa sunt și oamenii, așa suntem noi dotați. Deci noi nu suntem să trăim numai la un anumit nivel, da? Deci, indiferent în ce domeniu activăm sau cum suntem ca oameni, dacă suntem, nu știu, poate împliniți sau poate foarte entuziasmați de tot ceea ce trăim, obligatoriu, viața, așa sunt, așa e natura, așa este, dacă ar putea să spună legea Universului, ne urcă și ne coboară. Poate cumva pentru a ne pune într-o antiteză. Deci cam aceasta a fost ideea mea de bază. În primul și în primul rând am vrut să vă ofer o carte mai scurtă, din dorința de a vă face să citiți. Bună seara, bine ați venit, vă mulțumim. Și am mers pe ideea iubirii din nou. Mie mi se pare cel mai minunat lucru. Recunosc, nu mai este la modă să te uiți la filmele romantice. Eu ador Crăciunul sau, mă rog, în general, îmi plăcea foarte mult aceasta a Crăciunului, a sărbătorilor de iarnă. Munceam foarte mult în săptămâna de dinainte. În ziua de Crăciun, totdeauna punem masă, scoatem masă, cum e, că așa e, cu familie mare. Și îmi plăcea senzația când, ruptă de oboseală, mă puneam în pat și în perioada aceea erau filmele acestea, cu mințele, care nu aveau nici violență și care de cele mai multe ori se determină cu happy end. E drept, viața de multe ori nu oferă un happy end. Pentru momentele acelea vă recomand să citiți Căsuța de vacanță, pentru că acolo am încercat să subliniez cum ar trebui să privim și astfel de momente și să înțelegem că dincolo de ziua de azi, care pare extrem de neagră, urmează un mâine care inevitabil va fi luminos, pentru că așa este firesc după zi în noapte și după furtună zi senină. Am încercat să imprim și acestei cărți un sentiment pozitiv, de pozitivitate, de optimism și consider, așa este impresia mea, eu știu, de femeie de 40 de ani, căsătorită cu 3 copii, că nu ar trebui să neglijăm iubirea. Nu ar trebui să neglijăm nici sub aspectul, nici nu știu cum să-i spun, manifestării față de cei dragi, nici sub aspectul a ceea ce simți, chiar dacă de cele mai multe ori ai senzația că nu merită. Suntem foarte tentați să dăm la schimb iubirea noastră. Foarte tentați. Și eu sunt. Deși mi-am propus eu ca și principiu, eu știu, de ceva vreme, de când, mai ales de când am renunțat la academia de contabilitate pe care țineam, am zis, ok, trebuie să înțeleg că practic iubirea este un dar și eu trebuie să iubesc necondiționat. Nu contează cum s-a portat cu mine respectivul, nu contează, eu știu, dacă poate merită, poate... Trebuie să nu judecăm și să iubim. Este foarte greu. De cele mai multe ori și eu. Deci obosesc. Și îmi dau seama inclusiv în relația cu copiii mei. Obosesc pentru că le tot cer niște lucruri minore, care nu, probabil că fiecare părinte de ei din sală știe ce dificil este să fii cicălitor cu niște lucruri care se pare normal să le facă. Scrie, spală-te și alte cele. Și ca să vă liniștesc, dacă o să fac o paranteză, având în vedere că Robert încă nu a ajuns, datorită graficului că a trebuit să ajungă la București astăzi, să fie acolo la o premiere, am să vă mărturisesc, ca să vă liniștesc pe toți, pentru că am primit foarte multe felicitări la acestea în particular pentru Robert, care a obținut medalia de bronz la Campionatul European de Junior, la Campionatul European în bazin scurt, de la Copenhaga. Și toată lumea mă felicită, inclusiv am vorbit cu președintele clubului, la care el acum este legitimat, și îmi spunea că a stat de vorbă cu el și a realizat că este un copil extraordinar și a simțit apenta părinților. Eu vreau să vă spun că nu știu în ce măsură m-aș putea lăuda cu tot ceea ce a făcut el. Și a trebuit treaba asta să vă liniștească. Adică am încercat și pe cei care se duc la sport, dar nu au vrut să meargă. Deci nu poți să silești copilul. Dacă nu-i place, nu-i place, dacă nu-i place. Pe de altă parte, copiii mei, domnul profesor Drancea Marian este aici, vă mulțumesc foarte mult că am seara aceasta, dânsul mi-a spus, acum e de față și mă bucur foarte mult că eu pot să spun treaba aceasta cu dânsul de față, ca să nu pară că doar mă laud și doar să mă laud, că atât Răzvan cât și Sara au talent muzical, că sunt talentați la pian. Ce să le fac eu ca să exerciteze acest talent, dacă ei nu vor să repete? Ajungem, țipăm, îi pedepsim, dacă de la ei nu vine. Dragii mei părinți, nu-i sperați. Deci nu este o treabă că nu vă faceți pe treaba cum trebuie. Pur și simplu, trebuie să vină și de la ei. Am mai primit și, avem aici în sală și o doamnă psiholog, mă bucur foarte mult că a venit, am primit și îndemnul acesta de a încerca să-i las pe ei să facă ce le place. Păi și ce facem dacă lor nu le place nimic? Da? Deci nu le place nici să învețe, nici să cânte, nici să facă un sport. Le place doar să stea pe calculator, pe telefon și ce facem în situația aceasta? Și atunci eu oarecum am posibilitatea ingrată de a fi mama acea cicălitoare, da? Chiar am avut o discuție de curând cu mătușa unui băiat care a fost, mă tind acum la vorbă, dar țin acum auzim de vorbă ca să vină și băieții mei, da? Așa. Și mătușa băiatului cu care Robert a cumpărat acum europene și a mers excepțional, a ajuns și într-o semifinal și într-o final, la prima lui participare la un campionat european și îmi spunea, în particular, cât de multe îi povestește nepotul ei. Este sora tatălui băiatului. Și eram efectiv, nu neapărat impresionată sau copleșită, poate cumva frustrată. Mă gândeam, cum, dar băiatul meu nu spune așa ceva. Cum, dar nu mi-a spune mie că a făcut tot, absolut, orice fel de... Cum ieșea din bazin, mi-a primit mesaj, uite ce am făcut, uite cum am mers, uite cum mă simt, uite și acum ce fac, toate lucrurile. Într-adevăr, este dificil pentru noi să nu ne simțim cei mai buni prieteni ai copiilor noștri. Însă ce ne facem dacă fiind prieteni, nu mai facem nimic, nimic vizibil, ca să zic așa, nimic în folosul nostru. Și echipa mea a fost aceea care am făcut-o foarte, foarte mare. Am simțit nevoia să ating și punctul acesta. Pentru că, repet, am primit foarte multe felicitări pentru copil și consider că meritul este integral al lui, mai ales la un anumit nivel încolo. Nu poți să forțezi un copil sau, indiferent cât de mult ai investi, sunt acolo în spate și niște colegi de club, de Robert, vă mulțumesc foarte mult că ați venit. Știți foarte bine cât de mulți erau în aceeași grupă cu el și făceau aceleași antrenamente, da? Cu același antrenor și doar Robert și Bogdan au reușit să mai facă la nivel internațional, să zic așa, de față. Deci, foarte, foarte mult vine de la ei. În altă ordine de idei, eu mă încăpățânez în continuare să scriu, deși vă recunosc că acum mă bucur că soțul meu nu este de față, că nu este o activitate profitabilă, da? Pentru că nu se mai cumpără carte în ziua de astăzi. M-am așteptat cumva ca și din cei cunoscuți, care, repet, în mesaje particulare îmi mărturisesc că le place cum scriu, m-am așteptat să fie un pic mai receptiv, să zic așa, la apariția unei cărți, nu la... Bun, recunosc, dacă scriu puțin, am mai mulți scriitori, am observat, cititori. Dacă scriu mult, ei sunt puținate, de aceea și veni cu formatul acesta foarte, foarte scurt. Și spuneam, am uitat ce spuneam, deci sunt foarte bună de bătut câmpii. Vorbeam despre... Așa, că nu vă mulțumesc tare mult. Da, că nu voi renunța să scriu, pentru că îmi doresc foarte tare să nu renunțăm la a promova anumite virtuți. Am spus-o într-o prefață, mi se pare că la vremuri de încercare pe cam acolo să vă conving, să vă urmați oarecum, nu știu dacă neapărat visul, cât fiecare dintre noi avem un dar, asta e foarte clar, de la Dumnezeu. Sunt convinsă. Unul poate face niște prăjituri extraordinare, altul poate cântă frumos, pictează frumos, bine, unii au mai multe. Cum este aici o persoană foarte dragă, care vin tocmai de la București. Unii notă foarte bine, unii dansează, unii... Ați văzut că apare pe scenă și totodată indiferent ce faci, te uiți acolo, eu mă uit, eu sunt fan România Otoani, când e la televizor, mă figura pe scară, mă tot așa, mă înfiortoară. Și atunci de aceea mă încăpăținez să scriu. Consider că în felul acesta promovez oarecum o virtute. Eu zic că este o virtute, atâta timp cât ține de noi, da? Am făcut la un moment dat o poezioară în care spuneam că frumusețea este o virtute, care a primit foarte multe aprecieri așa, în mediul online și o folosesc acum pe post de antiteză, ca să zic așa, da? Deci noi nu facem nimic ca să fim frumoși. Suntem frumoși, așa ne lăsa bunul Dumnezeu, dacă știm să fim recunoscători este ideal, dacă știm să, nu știu, să ne facem folositori celor din jurul nostru cu frumusețea noastră, că e și asta o posibilitate de a te dărui. Că dacă ești frumos și ți-l cunosc mereu și știi numai să arunci și să fii, nu e critică de noi. De condițiune de puțin, așa. Mi-ai dat să fie să vorbești pentru tine, deci este ok. Deci aceea, frumusețea nu este o virtute, în schimb eu consider că dansul, muzica, scrisul, fotografia este o virtute atâta timp cât te străduiești pentru ea. Depui un efort. Este ceva să ai imaginație, este ceva să ai viziune, este ceva să simți, nu știu, o vibrație interioară atunci când transmiți muzica, dar ce faci dacă nu depui niciun efort și ea nu ajunge la ceilalți? De aceea eu mă încăpățânez în continuare să scriu. Mai am, să zic așa, o ultimă consolare, că dacă nu mai există interes în ziua de astăzi pentru a se citi, va exista cumva în viitor, așa mă amăgesc eu, că după ce nu voi mai fi eu, probabil că va mai rămâne una, două, trei cărți uite că am acolo stocul destul de considerabil. La un moment dat o să mi se termine biblioteca, nu aș putea să ne mai pun. Dar nu fac ei, nu fac așa, nu o să se așterne praful pe ele, pentru că eu le-am dăruit și toată lumea știe că țin așa cât de cât pentru început de ideea aceasta de a le vinde, după aceea le dăruiesc. Și vă invit și pe dumneavoastră, din nou, este a doua oară când o spun în viața mea, să vă urmați visul și să vă împărțiți darurile pe care le-ați primit, pentru că ele sunt pur și simplu o binecuvântare. Și atât timp cât le împarți, îi binecuvântești pe ceilalți și desigur că vor veni și alte. Repet, fiecare cu darul lui. Vă mulțumesc tare mult că ați venit, că ați avut răbdare să mă ascultați. Probabil că aș fi vorbit mult mai puțin dacă băieții ar fi fost aici ca să aibă și ei rolul lor. Mi-aș fi dorit să răspundă și ele câteva vorbe, dar poate că o să răspundă în cele din urmă. Avem o serbare care se suprapune cu această lansare de carte, în partea cealaltă la filarmonică, și atunci am să rog pe Nicola să ne cânte la flaut. Nicola este eleva a Liceului de Arte din Lipati. Cred că am auzit-o prima dată, uite acum da seama, chiar în această sală. Am venit la o serbare, de fapt se chema Audiție de Crăciun, și am realizat că am rămas cu gura căscată, fără să o exagerez. Deci nu mai clipeam, nu mai rămâsem cu gura căscată și am zis, wow, eu nu știu că un flaut poate să te facă să simți așa. Bine, iarăși o trăire interioară, pentru că și Sara o să vă cânte mai târziu la flaut, dar ea cântă așa, pentru că o pune mama să cânte la flaut, o să simțiți altceva de la Nicola. Îi mulțumesc foarte mult că ați venit aceasta, o să vă rog să cânte și dacă o să fie nevoie să mai discutăm mai târziu, mai vorbim. Vă mulțumesc tare! o să-l rog pe Valentin. Iar cine îl cunoaște pe Valentin? Ia să vedem. Vocea România asta, spun o dată. Mulțumesc foarte mult pentru invitația mea. Mă bucur că au venit și poliții exact la fix, că uitați, tocmai îl prezentăm. E cineva care nu cunoaște pe Valentin? L-ați votat? La Vocea României? Da, pe mine m-a sensibilizat în special în urmă cu vorba de 5 ani, vă spun acum povestea de ce am ținut neapărat să fie prezent, când l-am auzit cu o melodie la Nextar, pe care o puteți găsi pe YouTube foarte ușor, se cheamă Jotem, și nu venea să cred, zic, wow, un copil poate să cânte așa, da, și de atunci eu sunt fana lui numărul 1, îți mulțumesc foarte mult că ai venit și te rugăm să ne cânti și nouă ceva. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și vreau să mă mulțumesc că am multe emoții decât am avut la Vocea României. You are so beautiful, oh, oh. To me, oh, you are so beautiful, oh, oh. To me. Foarte frumos și apărut că știți cu toții și mi-aș dori, dacă se poate, să-l cântăm împreună. Străzile în alb s-au îmbrăcat, totul e albastru și curat în noaptea asta minunată. Vin colindătorii pe la porți, se primim cu darul pentru toți în noaptea asta minunată. Nimeni nu e singur, nu acum, noaptea asta de Crăciun, doar una pentru lumea toată. Iarna cu steluțe mii și mii, lobuții și glasul de copii ne aduce în dar Crăciunul iarnă. Îngerii se aud cântând în cor. Să vă spună bună seara. Îmi pare rău că am omis să vă spun că eu când am văzut fotografia lui Cătălin, am simțit efectiv că sunt vii. Și oarecum ele mi-au susținut foarte mult scrierea, deci nu a fost nimic în completare. Ele au fost, nici măcar muză n-aș putea să spun, ele au fost univers pentru mine. Și o să rog pe el să spună ce a simțit în momentul în care le-a făcut. Robert este fiul meu cel mare. Dumneavoastră care a venit special pentru el. Vă mulțumesc tare mult și o să-l rog să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc foarte mult! După cum a spus mama, sunt fiul cel mare. Vă mulțumesc pentru, indiferent de ce ați venit pentru mine sau pentru mama, eu zic că momentul acesta îi aparține ei. Mă bucur foarte mult să văd atât de multă lume că o susține la cea de-a doua lansare a cărții în colaborare cu domnul Cătălin Eremia. Mă bucură foarte mult faptul că a continuat și știu că lucrează încă la alte cărți și cu siguranță vor fi mai multe lansări. Cu siguranță la această ediție sunt mult mai mulți oameni, deci mă bucură faptul că susținerea crește și cu siguranță ea este foarte bucuroasă, cer scuze și eu am emoții. De fiecare dată când am un microfon în mână vorbesc despre mine, dar acum vorbim despre altă persoană este mai complicat. Pentru că... Dar eu mă ocup mai bine cu faptele decât cu vorbele. În orice caz și eu mă bucur foarte mult și am venit aici să fac parte din mulțimea de oameni timp, să fac parte din dumneavoastră, să o susținem pe mama în continuare. Vă mulțumesc foarte mult! Voi plăti cu autorul Cătălin Eremia. Curaj! Bună seara! Nu o să încerc să o concurez pe Ina în ceea ce privește exprimarea în cuvinte. Eu am alt mod de exprimare, pe deosebire de ea și de tatăl meu. Probabil ați văzut câteva din fotografiile care au inspirat-o pe Irina. Cu siguranță sunt foarte multe. Mi-ar fi mai ușor să vorbesc despre mine, dacă probabil ați avea alte curiozități sau întrebări. Dar cred că fotografiile mele ar putea spune multe despre felul meu de a fi, de a mă exprima. Da, trebuie să recunosc. Așa cum a spus și Denisa, Irina m-a luat de mână să realizăm această carte. Nu am crezut că se va întâmpla așa de repede, sincer. M-am trezit pus în fața faptului împlinit. Și, mă rog, data viitoare, acum o cred din stare, o să mă implic mai mult. Eu consider că am fost de așa natură pământă să fie special în totalitate. Îmi crezi? Da, nimic nu este întâmplător. Da. Îmi plăc foarte repede și uite, așa că s-a făcut foarte tare și... Da, nu mă așteptam. Mi s-au mai făcut propuneri așa de-a lungul timpului să scot carte sau un album, foto, dar nu m-am gândit. Totdeauna m-am considerat că mai am ceva de perfecționat. Da. Îmi zic că nu e momentul. Dar nu știu ce s-a întâmplat când m-am întâlnit cu Irina și mi-a spus că vrea să fac, probabil nu știu cum m-a hipnotizat, că am fost de acord așa, pur și simplu, fără să pun prea multe întrebări și am zis ok, gândindu-mă că e vorba de un proiect... Ipotetic. Da, mă rog, pentru un viitor îndepărtat, da. S-a întâmplat și iată-mă aici. Eu știu de ce, i-am fost frică de Ciprian. A fost frică? I-am fost frică. Și încă mai mie, de-aia Ciprian, soțul Irinei, a fost antrenorul meu de karate când eram tânăr și, mă rog, în putere, în alte puteri, da. Irina, colega mea, și a fost altceva care a contribuit la acceptul ușor. Acceptul ușor, da. Nu mi-am făcut probleme că n-ar putea ieși ceva drăguț sau măcar de, și de amorul vremurilor, a tinereților. Am acceptat cu dragă inimă să o ajut, să o sprijin. Și de acum încolo, mă rog, cel puțin pentru următoarea dată, dacă mai e de gând, o să mă implic mai mult. Asta pot să promit. Da, pentru că era nevoie, da, de fotografii. Îmi cer scuze, public, n-am avut ce să fac, n-am avut nicio vină. Eu am dat exact păcarea ta, dar tipografia atâta. Da, au fost câteva probleme și din vina mea, bineînțeles că nu am urmărit tipărirea acestei cărți. Tipografia le-a cam stricat puțin, să zic așa. Tata se exprima mai plastic, i-a dat un aer mai vintage. Probabil n-a vrut să mă întristeze, da, deși, în fine. Eu sunt mai perfecționist, mai critic chiar cu fotografiile mele și nu neapărat calitativ, cât și ceea ce privește compoziția și... Dar, mă rog, asta e altă problemă. Cred că problema e la mine. De-aia am și încercat să prezint fotografiile din carte pe acest ecran, să le vedeți mai bine. O să faceți puțin diferența, că nu eu am fost de vină în totalitate. Pentru... Da, mă rog, când e vorba de tipar, sunt probleme. Câteodată. Da, cam atât. N-aș vrea să vă plictisesc. Dacă aveți, nu știu, alte întrebări sau curiozități, mi-ar fi mult mai ușor să vorbesc. Vă mulțumesc. Pentru că s-a creat acest moment al cuvintelor. Permiteți-mi să vă rețin atenția 2 minute. Haideți, mergeți. Să repet? Nu e nevoie. Spuneam că din momentul în care s-a creat acest moment al cuvintelor, pentru că, de fapt, întâlnirea presupune cu totul altceva. Partea artistică, indiferent dacă este vorba de scrisul, deci de cuvinte, sau dacă este vorba de sunetele plăcute, îmi cer scuze pentru sunetele pe care le emit eu pentru o situație mărgușală. Dintre cei doi autori, unul mi este foarte bine cunoscut. Este vorba despre Irina Ghință. Și bineînțeles că am plăcerea și bucuria să-l cunosc pe tânărul domn perfect, bărbatul perfect, cum a zis Dănița, domnul Cătălin Eremia, fiind coautorul cărții pe care Irina astăseară o lansează. Nu m-a surprins faptul că Irina a început să scrie acum câțiva ani, când mi-a mânat primul său manuscris, rugându-mă să citesc și să-mi spun părerea. Și bineînțeles, după câtva timp ne-am reîntâlnit, spunându-i chiar la înmânarea lucrării respective, Irina, ai condei, scrie. Ea, de fapt, încă din adolescență, etala această plăcere. Pentru ea este o plăcere să-și pună gândul pe hârtie. Și scria versuri atunci. Le citea cu reținere, dar cu o încredere care se citea din ochii lui, din ochii ei, din privirea ei și din tonalitatea pe care o aborda atunci când își citea poezia. După primul manuscris pe care l-am citit și care m-a impresionat în mod plăcut prin sinceritate. Că, de fapt, cititorul asta vrea, să se regăsească și să simtă sinceritatea celui care a scris. Sinceritatea se simte imediat la Irina și apoi celelalte care au urmat. Sunt bucuroasă că particip astă seară alături de dumneavoastră toți și, bineînțeles, de coautorii cărții care se lansează. Nu vreau să le țin mai mult, decât să vă urez mult succes în continuare, chiar în cadrul acestei conlucrări. Sărbători fericite! Ați reținut doamna dirigintă. Eu am făcut liceul la liceu economic. Am terminat în 95, este mama scriitorului Cezar Paul Bădescu, da? Deci vorbim despre cineva care s-a tot învârtit în un univers de scrieri, să zic așa. Așa că mă simt foarte onorată și că a venit în seara aceasta aici. Îi mulțumesc pentru tot sprijinul acordat și în activitatea aceasta, să zic așa, în pasiunea mea pentru scris, dar și în multe alte privințe pe care nu le voi detalia, dar vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru ce ați făcut pentru mine. Foarte mult. Acum, dacă aveți răbdare, nici nu știu cât este un ceas. Cât avem? 7 și 2 minute. O să îi pun și pe copilașii mei să vă cânte ceva. Repet, mi-am dorit să vin cu ei, ca și data trecută la lansare, pentru a reliefa și latura aceasta pozitivă a societății din ziua de astăzi. Încă mai este preocupare pentru cântat, pentru scris, pentru dans, pentru notat și atunci trebuie cumva să arătăm lumii că, într-adevăr, în zilele noastre se mai practică și astfel de obiceiuri. Și ar trebui cumva scoși în față copiii aceștia, tinerii aceștia, care reușesc să întoarcă spatele scandalurilor și tuturor celorlalte preocupări. Nu mai că îi vedeți că nu mai aveți. Vreau să-mi calcuc că o să vorbesc foarte puțin, dar acum, dacă a trebuit să așteptăm pe băieți. Sara se joacă cu pianul și mi-e place foarte tare că ea se joacă. Are deja trei compoziții proprii, ușurele, dar mă bucur că sunt ale ei și iată, vi le putem prezenta în seara aceasta aici. terminarea a două cântecele, m-aș lăsa să o cânte la flaut pe aceasta și a înregistrat compoziția la care dintre... și-a înregistrat compoziția la pian și făcea același lucru cu flautul și de aceea nu m-am spus că o să fie compoziție proprie, deci nu mă puteam dăuta cu tema de la Titanic. Acum o să vă cânte din voce. Mie îmi place foarte tare cum cântă, însă la cât ce elemente am mai mers, am observat că este foarte timidă. Sper să-și folosească vocea de acasă, pe care pe mine mă impresionează și pentru care trebuie să dau la schimb niște favoruri ca să am parte de ea, să o susținem. Heart beats fast, colors and promises. How would I be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Time stands still, beauty in all she is. I will be brave, I will not let anything take away what's standing in front of me. Every breath, every hour is come through this. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believe that I have found you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. One step closer. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believe that I will find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000. că am considerat că e același lucru, dacă pun acolo cu boxele, a rezultat un moment, cum se cheamă asta, acapela, să nu a fost la tine. Emoțiile au fost mari, imense au fost, da. Deci n-au dat. De aceea vorbim să-i mai dăm o șansă. O melodie care mi-a fost foarte dragă, trebuia să încep și eu cu momentul acela care a dat pentru România pe ultima perioadă și să cer un moment de reculegere pentru regele Mihai, care are trecut de coruna cele veșnice. Pentru că nu am început așa, îi propun acum și am făcut pe starea să cânte Aleluia, este o piesă care a reușit să câștige acum o săptămână un premiu întâi și de care cred că s-a cam săturat să mi-l cânte, dar mie îmi place foarte mult și cred că merge foarte bine cu momentul acesta pe care îl solicit acum. There was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major leaves. The baffled king composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Well, it goes like this, but you needed proof. You saw her back on the roof, her beauty and the moonlight overthrew ya. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she got your hair, and from your lips she threw the hallelujah. Hallelujah. Nu o să mai fac tot programul, așa cum spuneam și prima dată. Mai aveam un colin de la Sara, dar dacă am cântat două piese, nu știu dacă mai aveți răbdare, și am să rog frumos să cântem la flaut. Haide, ca să terminăm și să... Apoi împreună, Răzvan de la chitară și Sara, să vă urăm un Crăciun fericit, o să încercăm o piesă într-un duet. Cum am fost prezentat la un eveniment de curând, Frații Glință. M-a amuzat. Foarte, foarte, foarte interesant. Vrei să-l dăm și pe acela? Da? Vă pregătisem... Ce pregătisem? Noapte de vis vă pregătisem. Mai avem timp de două cântece? Nu? Ca să fie acolo. Așa, să vă spunem Crăciun fericit, sărbători cu pace, cu liniște, cu bucurie și cu iubire și cu multe, multe, multe împliniri. Să nu uităm să gărim din darurile noastre și să ne bucurăm împreună că ne avem. Vă mulțumesc tare mult că ați venit și feliz Navidad, să vă vedeți la urmă și la Navidad. Deja ne-am zis. Nouă ne trebuie două lansări. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna